Bună seara și bine v-am regăsit, stimații telespectatori, în emisie Reflector Analitic. Sistem electoral mixt, aceasta este tema ediției de astăzi. Invitații noștri sunt Vasile Bole, deputat PSRM, bună seara și bine ați venit. Și Victor Gurău, analist politic, bună seara și bine ați venit. Domnule Bolea, vineri în Parlament a fost votat în prima lectură sistemul electoral mixt. Haideți să ne referim la acest eveniment și când ne putem aștepta că va fi votat în lectura a doua. Pentru că au fost discuții interminabile axate pe fie sistemul uninominal, fie pe sistemul mixt. Vă rog. Sincer vă spun, pentru mine vineri a fost o zi cu multe surprize. Nu am venit la ședința Parlamentului cu ordine de zi prestabilită. Vineri trebuia să prezentăm în jur de 8 proiecte. Eu trebuia să prezint 3 proiecte, alți colegii mei trebuia să-și prezinte proiectele lor și când ne-am pomenit cu acea cerere, da, din partea președintelui Parlamentului privind introducerea legii numărul 60 prin votul nominal. Și de aici, mă rog, a început toată istoria care mă gândeam că ziua de vineri nu se va termina în Parlament. Până în final s-a votat și un proiect și altul care a fost propus de noi privind sistemul mixt. Proiectele au fost comasate, iar la întrebarea dumneavoastră când va fi votat în lectura a doua, după ce se va expune Comisia de la Veneția. Miercuri, pe data de 10, avem întrevederi cu grupul de lucru OSCE-ului și a Comisiei de la Veneția. Deja din partea Partidului Socialiștilor sunt delegați să discute cu cei de la Comisia de la Veneția, să fiu eu, domnul Țurcan, doamna Grăceană, și vom vedea după aia în luna iunie la ședința ordinară a Comisiei de la Veneția, cum se va expune ei asupra proiectului deja comasat și definitivat. Probabil că spre sfârșitul lunii iunie, începutul lunii iulie, eu cred că vom pune pe rol lectura a doua proiectului respectiv. Domnule Gurău, cum este privit prin prisma unui analist politic? Este un prim pas spre consens? Așa și citrau mai multe instituții media evenimentul de vineri. Din care unghi privim și care este, să spunem, scopul celui care analizează și comentează? Din punct de vedere a unei analize la rece, putem vorbi despre un consens și o maturitate. O maturitate atunci când atât majoritatea parlamentară, să spunem așa, pseudo-majoritatea parlamentară, cât și opoziția, fracțiunea Partidului Socialiștilor, au putut găsi un numitor comun. De ce un numitor comun? Deoarece aspectul de maturitate politică derivă din dorința oamenilor politici de a nu genera, să spunem, acțiuni care sunt dăunătoare stabilității Republicii Moldova. Evident că fiecare parte, fiecare autor ar fi putut să promoveze propriul proiect până în pânzele albe. Ce ar fi dat acest lucru? În afară de instabilitate și un nou val de contradicții între instituțiile statului, să luăm în calcul că totuși propunerea de vot mixt a venit din partea președinției. Așadar, să luăm în calcul și partea minoră din majoritatea parlamentară care n-a dorit să susțină acest proiect de hotărâre a Parlamentului, proiect de lege. Totodată, votul la 74 pe platforma parlamentară a 74 de deputați arată că pentru această viziune, pentru acest concept, pentru că trebuie să menționăm că orice lege în prima lectură se votează conceptul, ca mai apoi în lectura a doua să se treacă la mecanismul de implementare și propriu-zis prevederile legale. Conceptul
Este un consens politic pe platformă parlamentară și cred că nu numai pe platformă parlamentară, deoarece trebuie totuși să aplecăm urechea și la ceea ce vorbește cetățeanul de rând. Iar ultimele sondaje arătau că aceste două propuneri, votul uninominal și votul mixt, cuprinde marea majoritate a populației, adică cei ce doresc cetățenii propriu-zis. Da, din punct de vedere manipulativ, mulți comentează aspectul de 30 și ceva de procente care se pronunță pentru păstrarea actualului sistem de vot. Dar, totuși, peste 55% pledează pentru schimbarea acestui sistem. Și ultima mențiune. Vă rog. Pe platforma societății civile se creează și acolo un consens și am văzut reacțiile mai multor organizații neguvernamentale, inclusiv și sindicatele, da, pe care este o poziție foarte importantă, pentru că noi ne-am învățat totuși să ascultăm pe cei care au mai mult acces pe sticlă, la posturile de televiziune, la radio, însă mai puțin cei ce vor cetățenii. Așadar, vineri cred că s-a conturat o nouă predispoziție parlamentară pentru a da ascultării și cei ce își dorește suveranul, cetățeanul Republicii Moldova. Domnule Bolea, liberalii i-au părăsit ședința, în timp ce noul grup creat a domnului Leanca a susținut de fapt această soluție. Vă rog, cum am putea vedea, cum am putea interpreta acest gest? Bine, poziția liberalilor este clară. Ei nu au propus nimic și respectiv nu aveau, mă rog, pentru ce să se lupte. Mine m-a deranjat faptul că în acea zi, atunci când s-a făcut apelul, da, câți deputați sunt în sală, am auzit că din fracțiunea comuniștilor toți cei 5 sau 7 cât sunt la număr, toți au depus cerere că nu vor fi la această ședință. Și aici am... Coincidență există în politică? Nu cred că există coincidență în politică. Eu totuși aș pleda pentru aceea că comuniștii știau, au o anumită aliniere, da, la cei din Partidul Democrat și respectiv aflând acea informație, da, din interior, știau din timp că anume va fi un asemenea scenariu, că va fi propus de președintele Parlamentului introducerea în ordine de zi a proiectului 60 cu votul nominal, de ce au hotărât să nu vină, să depună toți la o altă cerere. Iar ce ține de noi, văzând o așa întorsătură, da, ne-am solicitat să fie făcută o pauză, inclusiv am solicitat să discutăm cu președintele Parlamentului, să vedem care a fost graba, pentru ce, mă rog, în ajun de sărbători. Din da, domnia acest... s-a venit cu zi înainte în fracțiune, dacă mă înșel memoria, da? Nu, în aceeași zi. În aceeași zi, da. Noi am mers la fracțiune, peste vreo 5-10 minute a apărut și domnul Candu. Între timp am avut între noi, între deputați, discuții să vedem ce facem. Părăsim și noi sala sau încercăm să luptăm, să dăm o bătălie în Parlament. Văzând că sunt, adică democrații au numărul necesar de voturi, dacă nu greșesc, erau 54. 54 înregistrați, adică exista un quorum, și văzând pericolul că ei fără dezbateri puteau ușor, puteau chiar și în două lecturi, da, să treacă acest proiect de lege, noi am hotărât să le dăm o bătălie în acel
în același timp am solicitat de la președintele Parlamentului să fie introdus și proiectul nostru, deoarece se referă la aceeași idee, da? Și nu ar fi normal ca să se discute proiectul lor fără ca să fie discutat proiectul nostru. După ce am mers la Comisia Juridică, care a dat raport pentru proiectul Democraților, a dat un raport pozitiv. Pentru proiectul nostru a fost un raport spre respingere, un raport negativ, și după aia ați văzut ceea ce a fost în Parlament. Dar vreau să vă spun, a jucat un rol foarte important, inclusiv acele presiuni care s-au exercitat asupra puterii, inclusiv din afara țării. Iar ceea ce spun ei, că a fost un consens politic, eu l-aș vedea din turnalt unghi. După părerea noastră, nu a fost niciun fel de consens politic, a fost o cedare din partea democraților. Până la urmă, noi nu am votat proiectul lor, dar ei au votat proiectul nostru. Și aici s-a văzut clar că a fost o cedare, inclusiv sub presiunea acelor forțe politice din Europa, care cu o zi, două înainte de aceasta, au președință partidelor influente din Europa și-au expus viziunea, spunând că vor fi, dacă se va insista, da, și se va vota votul uninominal, atunci ei vor fi lipsiți și de sprijin politic, și de sprijin financiar, și de alt sprijin de orice natură care ar putea să fie pentru democrație. Aici, în această ordine de idei, în ultimul ceas au hotărât să susțină, să pedaleze pe ideea care noi am propus-o, dar cert este fapt că un nominalul nu va mai fi. Domnule Gureu, v-ați așteptat la un asemenea scenariu? PL-ul părăsește sala de ședințe, comuniștii nu participă, iată din ceea ce spunea și domnul deputat? Evident că orice partid are strategia proprie și are și viziunea proprie asupra evenimentelor care se petrec. Totodată nu pot să fiu de acord cu ceea ce spune domnul Bolea, pentru că Partidul Comuniștilor a făcut o greșeală strategică. S-a expus împotriva ideilor și științelor marelui Ilici. Pentru că, interesant lucru, chiar o spuneam în glumă și față de socialiști, cum este ca nepoții lui Vladimir Ilici să nu susțină ideile. Pentru că la baza conceptului de democrație reprezentative stă totuși decretul lui Vladimir Ilici Lenin despre puterea sovietelor. Adică trebuie totuși să privim lucrurile din alt unghi. În Republica Moldova nu se face politică, mai mult politicărie conjuncturală. Și din punct de vedere conjunctural, dacă unui sau altui lider de partid, că nu putem vorbi despre aspect instituționalizat, ca și în cazul Partidului Socialiștilor, are în cazul Partidului Democraților, pentru că totuși partidele s-au transformat într-o afacere de clan, de grup și în multe cazuri deja și de familie. Serenelor, cum spuneam. Da, așadar cetățeanul respinge astfel de politicărie și astfel de politicaștri, plus la atâta pe fundalul votului proporțional, pe fundalul votului mixt, ori uninominal, Partidul Liberal nu mai contează pentru politica moldovenească. Asta deja e clar pentru mulți, ca și Partidul Liberal Democrat. În context, avem un faliment al dreptei politice în Republica Moldova. Nu numai sub aspect pe platformă parlamentară, dar ca și mesaj public, pentru că și aripa societății civile care pledează pentru principiile și valorile dreptei au falimentat. În principiu, ei se pronunță împotriva democrației participative, iar democrația participativă se reflectă mai mult prin neadmiterea dogmei legale. Nu trebuie să privim orice lege ca o dogmă.
Legea, ea într-o democrație nematură, cum suntem noi, trebuie modelată în dependență de situația politică din Republica Moldova, care dă posibilitatea de a obține scopurile strategice majore. Care sunt scopurile strategice majore în Republica Moldova? Stabilitatea social-politică, stabilitatea economică, reintegrarea țării și așa mai departe. Cât privește, să spunem așa, mesajul puțin agresiv al PPE-ului și al ALDE transmis, dar redactat la Chișinău, pentru că eu am informația și cine l-a redactat și cât costă această redactare, nu costă nimic pentru politicul moldovenesc. Și am să vă spun de ce. Majoritatea parlamentară europeană este formată dintr-o alianță. Dintr-o alianță populară europeană, liberală și socialiștii. După cum ați observat, socialiștii la nivel mondial au susținut ideea schimbării sistemului de vot. Cred că în situația creată, Partidul Democrat cu adevărat a susținut propunerea Partidului Socialiștilor, dar eu cred că motivele au fost cu totul altele. În primul rând, au observat totuși o doză mare de constructivism din partea proiectului de lege propus de socialiști. Care este acest aspect de constructivism? Este prea radicală schimbarea de la un vot proporțional la un vot uninominal, în condițiile când partidele în Republica Moldova nu au capacitate instituțională la nivelul corespunzător. În afară de Partidul Democrat, Partidul Socialiștilor și Partidul Comuniștilor, în teritorii nu prea au organizații celelalte partide. Există un om, adică o locomotivă, conjunctural politică benefică, care și-ar dori, din punct de vedere a unor strategii ascunse, să treacă un grup parlamentar. Al doilea element, cred că Partidul Democrat, din punct de vedere tactic, nu și-a dorit să consolideze aspectul protestatar împotriva uninominalului, da, în condițiile actuale, deoarece în condițiile când ar fi propus și mai ați insistat mai departe pe uninominal, ar fi avut și o opoziție dură din partea unui partid instituționalizat, cum este PSRM-ul, și care totuși are o prezență majoră în Parlament. Și al treilea element foarte important, dumneavoastră l-ați atins așa finuț, da, dar este foarte interesant. Socialiștii întotdeauna au dorit ca liberalii să dispară de la guvernare. Mi se pare că încetul cu încetul se creează premizele ca liberalii să dispară de la guvernare. Pentru că haideți să privim lucrurile. Și atunci se resetează alianța? Eu cred că alianța ori guvernarea, da, se poate reseta într-o nouă formulă, într-o formulă mult mai bună, fără liberali, că haideți să fim sinceri, deja prezența liberalilor în guvern este minimalizată prin un ministru arestat și alt ministru demis de către președinte. Și al doilea element, care este ponderea politică a liberalelor în activitatea, să spunem așa, macropolitică la nivel de stat la momentul actual, în afară de hoțiile și banditismul pe care îl avem în administrația publică locală din Chișinău, mai mult nimic. Ca și concluzie, eu cred că liberalii la momentul actual, ca și în alte situații, când au șantajat majoritatea parlamentară pentru a adopta un proiect de lege cu privire la administrația publică locală, cu împuterniciri pentru Dorin Chirtoacă, pentru a face presiune asupra instituțiilor de forță ca să nu-i atingă corupții. De data asta n-a mai mers. Și reconfigurarea parlamentară, cu adevărat, fără participarea Partidului Socialiștilor, pentru că ați menționat, la momentul actual, fără socialiști, ei au o posibilă majoritate confortabilă de 54, 53, 55 de mandate, care, într-o conlucrare instituțională corectă cu instituția prezidențială,
Am putea apropia Republica Moldova de alegerile parlamentare din 2018 într-o situație mult mai bună și cu o modernizare nu numai a platformei politice la nivel parlamentar, da, dar și cu o modernizare a societății civile, care vedem că vocea celor care au tăcut până în prezent, inclusiv sindicatele, inclusiv minoritățile naționale, inclusiv reprezentanții din teritoriu, au un cuvânt mai greu de spus în situația actuală. Domnule Bolea, acest consens de vineri a deranjat unele partide, în mod special cele extraparlamentare. Mă refer aici la PPDA și la PAS. Liderii acestora, chiar neaflându-se în țară, au scris pe rețelele de socializare un îndemn pentru a ieși și a protesta în fața... Mă iertați, vă rog, mai da. Este un... Da. Menționați-mă, vă rog. Haideți. Pentru istorie. Vă rog. Partidul nostru? Al vostru. Vă rog, spuneți. Ce care a fost viziunea partidului? Poziția, este poziția lor. Până la urmă am avut câțiva indivizi. Eu vreau să vă spun un lucru. Acești lideri, ei nu vorbesc, nu vorbesc deschis, dar vreau să vă spun că pe ei, ca și celelalte partide care actualmente se bucură de o popularitate foarte scăzută, și ultimele sondaje arată, un sistem mixt i-ar avantaja pe ei din ce perspectivă? Deoarece dacă nu vor putea să intre în Parlament pe, în baza listelor de partid, da, într-un sistem proporțional, atunci pe circumscripțiuni nominale cel puțin ar avea șanse mult mai mari să câștige aceste alegeri, să aibă reprezentanță în Parlament. Eu mă refer iarăși la același Partid Liberal, care azi are în jur de 1% rating încredere, același Partid Comuniștilor, Partidul Nostru, Platforma, da, da, care bine, ei se apropie de acel prag de 6%, dar ultimele sondaje arată că nu au trecut de acest prag. Și în cazul respectiv, ei au toate șansele să-și încerce forțele, inclusiv într-o competiție a partidelor, și să-și încerce forțele în circumscripțiuni nominale. Ei înțeleg foarte bine lucrul ăsta, ei într-o oarecare măsură ar susține ideea, dar... Știți, există principiul ăsta contradictorialității. Eu vorbesc din prisma unor procese de judecată. Da? Permanent trebuie să fie o parte care spune da și altă parte care spune nu. Și ei joacă rolul ăsta perfect. Încercând să bată în Partidul Socialiștilor, cu toate că dacă să vorbim logic, da, ceea ce a spus președintele țării, de azi înainte un nominal nu este, nu există, deoarece și noi considerăm până în prezent că dacă era să fie implementat sistemul nominal, el ar atenta foarte mult la democrația cea firavă care noi avem în țara noastră. De azi un nominal nu mai este. Și acum mingea este la fileul Comisiei de la Veneția, ca și o instituție care trebuie să acorde expertiza necesară. Dacă ei vor spune că ok, își dau aviz pozitiv, va fi implementat sistemul mixt, dacă ei vor da un aviz negativ, vom avea situația de azi, care pe noi ne avantajează, când situația sau utilizând sistemul actual proporțional, noi în viitor Parlament intrăm cu 70 de mandate. Și în situația votului mix tot ne avantajează pe noi, deoarece iarăși noi masiv o să luăm majoritate. În Chișinău, cu certitudine, vom câștiga pe uninominal. În ce ține de competiția partidilor, vom lua majoritatea. Asta e clar și ultimele sondaje arată lucrul ăsta. La nord și la sud, iarăși vom lua în circumscripții uninominale. Eu cred că și în diaspora vom avea posibilitatea să mai acceadă cineva din, mă rog, din candidați în diaspora din Rusia, de ce nu, poate chiar și din Europa.
Asta, trebuie să gândim realist, să vedem care sunt avantajele, nu acele dezavantaje despre care ei spun. Dar în realitate, pentru ei, sistemul mixt este o ieșire din situație, deoarece chiar să luăm același partid a comuniștilor, da? Astăzi ei nu intră în Parlament, ei nu ating pragul de 6%. În același timp, aceeași Elena Bodnarenko, dacă va candida undeva la Soroca, unde o cunosc foarte bine, din primul tur, iar putea să câștige, să intre în Parlament. Domnul Voronin, fix aceeași situație. Oksana Domenti, de ce nu? Undeva tot într-o circumscripție. Trebuie numai să-și aleagă acea circumscripție unde vor da bătălie, da, pentru fotoliu de deputat. Dar să nu vorbească mult și de foarte multe ori neargumentat. Domnule Gurău, de ce s-au arătat sceptici sau deranjat cei trei lideri despre care pomeneați și dumneavoastră? Și de ce doar ei? Unde au dispărut reformatorii? Unde au dispărut PNL-ul? Unde au dispărut alte partide extraparlamentare? Sunt câteva elemente ori factori majori. Primul, ceea ce așa a menționat colegul, aspectul contradictoriu, dar el este numit în politologie victimizare. Procesul de victimizare dă posibilitatea nu atât de a câștiga voturi în fața cetățenilor, deoarece cetățenii se expun clar pentru schimbarea sistemului electoral, sistemului de vot. Da. Totodată, acest mesaj este mai mult pentru stăpânilor din Occident, pentru a obține finanțări. Granturi pentru societatea civilă, granturi pentru presă și deja am semnalat un proiect de decizie interesant înaintat de către purtătorul de vorbe și propaganda al Partidului Popular European, domnul Mureșan, cu privire la alocarea a 3 milioane de euro, atenție, pentru combaterea propagandei ruse în Republica Moldova. Să fiți atenți! Al doilea element important este faptul că nici nu-și dau seama cei care se socot ori s-au autocatalogat ca și parlamentari, că în joc intră alte forțe. În joc intră cei care au capacitate organizatorică și capacitate intelectuală și financiară locală. Și să fie doamna comunistă cu 5 stele în frunte, la Soroca sunt alți pațani, mai buni, care deja sunt acolo din loc și au capacitatea de a-și construi o campanie electorală. Deși accesul la, în condițiile unui vot mixt, accesul la sursele media sunt limitate. Sunt limitate pentru majoritatea celor care nu se încadrează în procesul de instituționalizare. Eu vreau să vă spun, da, acolo, nu știu, părerea mea, dacă va intra pe un nominal să candideze Vladimir Voronin, da, în orice circunscripție în care... Eu vreau să vă spun că în orice circunscripție eu, Vladimir Nicolaevici o să piardă. Și am să vă spun de ce. Pentru că împotriva lui Vladimir Nicolaevici, da, la momentul potrivit, va fi înaintat candidatul care trebuie. Să nu vă gândiți că procesul politic, atât pe platforma uninominală, cât și pe platforma mixtă, cade din vizorul partidilor politice, nici pe departe. Vor fi analizate foarte minuțios simpatiile electoratului din circumscripție și vor fi înaintați candidați care au șanse, adică fiecare entitate politică își va cântări potența într-o zonă sau altă zonă. Eu n-aș fi atât de sigur și cu Partidul Socialiștilor, pentru că totuși factorul individualității în teritoriu, în cadrul alegerilor parlamentare și alegerilor locale, este diferit. Dacă ați observat, când se votează în Parlament este un scor electoral, iar când se votează pentru locale este cu totul alt scor și alte simpatii politice.
Așadar, trebuie să dăm un semnal către entitățile politice că dacă doresc, chiar și în condițiile unui vot mixt, trebuie ca să-și majoreze capacitatea instituțională în teritoriu. Adică puțin să lase propaganda și agitația de pe sticlă la nivel central și să coboare acolo lângă cetățean, pentru că acolo este votul. Marele Winston Churchill spunea: chiar și cel mai puternic om politic nu trebuie să uite niciodată că puterea lui politică este în mâna simplului cetățean care intră în cabina de vot cu un creionaj și cu o hârtiuță. Asta este rezultatul. Domnul Bolea, aveți poate un contraargument față de ceea ce spunea domnul Gură? Este clar lucru că pe unii factori politici la noi de la Chișinău îi deranjează acest sistem mixt, deoarece până în prezent nu au echipe puternice. Eu mă refer la aceeași Maia Sandu cu Partidul Acțiunii Solidaritate. Da. Dumnezeu, și aici este acea vorbă clasică, da? Că este un lider care este o locomotivă. În spate noi vedem practic pe nimeni din acele persoane, da, care să fie personalități. Da. Cunoscute de către cetățean și susținute. Care ar fi vizibile, care să dea idei, să promoveze ideile astea cu insistență, da, și să vedem într-adevăr echipă. Echipa nu o vedem și din această perspectivă, după părerea mea, din punct de vedere organizatoric, nu pot ei să organizeze un proces chiar și electoral. Noi am văzut Maia Sandu în dezbatere electorală. Nu e vorba de dezbatere electorale, noi am văzut prestația echipei Maia Sandu în alegerile prezidențiale. Foarte multe gafe la nivel de Comisia Electorală Centrală, la raportarea financiară, la diferite contestații și așa mai departe. Surse, Maia Sandu trebuie să fie exclusă surse din cursa electorală prezidențială, dacă nu era să fie susținută de Partidul Democrat. Și aici este clar, ca și Igor Dodon, clar lucru. Igor Dodon nu a fost susținut de Partidul Democrat. A fost Maia Sandu. Eu n-am avut în vedere că a fost susținut de Partidul Democrat. Vă rog. Domnul Bolea a punctat un element foarte important, pentru că ponderea echipei teritoriale în condițiile unui nominal, și aici vreau să fac o replică, domnul Bolea, niciodată să nu spuneți niciodată. Pentru că, repet, cadrul legislativ nu trebuie privit, ori o lege nu trebuie privită ca o dogmă, ori ca o scisiune între creștinii catolici și creștinii ortodoxi. Cadrul legislativ este ceva organic. De atâta și se numesc legi organice, care trebuie modelată în dependență de contactul cu cetățeanul, ca să asculte vocea poporului. Iar cetățenii, cetățenii și-au dorit alegerea președintelui prin vot direct. Aici vreau să ajungem. Da. Cetățenii își doresc să aibă deputatul lor rău, bun, cum este el. Că mulți din Chișinău care sunt spuma societății, cum s-au autocatalogat, cred că sunt mai puțin deștepți îmbriceni, ca Hul, Ocnița, Soroca și în alte parte, personalități, decât cei care s-au auto-identificat drept experți, reprezentanți ai societății civile, comentatori, analiști. Nu! Noi nu trebuie să subestimăm capacitatea populară. De aceea, cei care vor dori cu adevărat, își vor dori cu adevărat să devină oameni politici, cum au devenit câțiva socialiști, câțiva i-au devenit, că restul tot este masă de umplutură. Nu o spun tare deschis. Fix așa este și la Partidul Democrat. Fix așa și la celelalte partide. Nu sunt personalități care cu adevărat ar veni să propună strategii, proiecte de legi,
proiecte de programe de țară. Noi nu am văzut dar niciun... Dar cel care penalizează până la urmă este alegătorul. Este foarte corect. Da. De aceea, da, opoziția extraparlamentară la momentul actual, în loc să critique votanții unor sau altor legi organice, pentru că în linii generale în politică nu există prietenie. Există scopuri strategice bine determinate al corporației politice și ei își promovează, așa cum și-a promovat-o și Partidul Socialiștilor, așa cum își promovează și alte partide. În ultimă instanță, echipa, știți cum pe rusești se spune? Svita delăit caralea. Iar în condițiile când nu are echipă în teritoriu, nu există nici legătura dintre cel care votează și cel care vine să primească votul. La noi nu se face diferență între statistica reactivă și statistica statică. Statistica reactivă este o reacție a cetățenilor și n-au votat-o pe Maia Sandu. Au votat împotriva lui Dodon. Fix așa. Au votat împotriva lui Maia Sandu, votându-l pe Dodon. Domnule, același efect de contradicție. Da, despre mai care avem 3 minute, domnule Răutați. Domnul Bolea, vă rog. Eu spun în cazul respectiv, știți, pe timpuri, făcând sport, la noi se spunea în felul următor, că după un meci, dacă câștigă echipa, atunci câștigă întreaga echipă. Cu cei care stau pe banc, cei care au jucat, antrenor, fizioterapeut, da, și până la portarul, da, de la, da, stadion. Iar dacă pierde, pierde antrenorul. Deoarece nu a avut capacitatea să pregătească echipa asta, să o ducă spre victorie. Și în cazul respectiv, ceea ce a spus dumneavoastră, în cursa electorală, da, între, nu, să-i spunem, doi antrenori, da, Igor Dodon, Maia Sandu, Maia Sandu a pierdut ca și antrenor, socialiștii au câștigat... Dar el nu e antrenor, că n-are echipă, domnul meu, am spus-o nenumărate ori. Iar dumneata, da, trebuie să-ți dai seama că pe timpul sovietic, când eram student, era un lector care începea lecția așa. Cum a influențat, da, victoria echipei Spartak asupra cantității de lapte primite, da, în sofozul Biruința? Da, s-a făcut, nu, o referință așa la ceea ce s-a întâmplat. Domn Bolea, vă rog, ce urmează pe arena politică? Urmează alte colaborări, alte proiecte pentru Partidul Socialiștilor și împreună cu Partidul Democrat? Sau nu s-a pus astfel problema? Nu a fost nicio colaborare. Eu încă o dată reiterez, da, poziția care am enunțat-o. A fost o cedare din partea Partidului Democrat în urma unor presiuni și înțelegeri că dacă ei vor pedala mai departe agresiv pe votul nominal, vor avea oameni ieșiți în stradă în frunte cu președintele țării și cu Partidul Socialist. În cazul unor proiecte de viitor? De asta s-au temut și au votat pentru votul mixt. Cert este faptul că unii nominal nu vom avea. În cazul în care Comisia de la Veneția va expune pozitiv asupra proiectului socialiștilor, vom avea votul, vom avea votul mixt, niciodată nu vom avea. Și pot să vă spun. Iar dacă Comisia de la Veneția se va expune negativ, poate să fie că asupra votului mix s-a expus odată prin 2013, dacă nu greșesc, tot în linii generale negativ, atunci vom avea acel vot proporțional care există astăzi în baza actualului sistem. Ceea ce ne avantajează pe noi. Nu cred că vom avea. Domnul Gură, perfect. Urmează o colaborare pe marginea unor altor proiecte, ce spuneți, proiecte de țară de importanță majoră între PD, PSRM, cum vedeți? Eu înțeleg mesajul domnului Bolea, pentru, da, că el este parte componentă a unei corporații, da, politice și mesajul trebuie să fie așa. Da, totodată, nu trebuie să uităm, propunerea a venit din partea președinției, iar președinția este o instituție a statului. Noi putem vorbi despre Partidul Socialiștilor ca un partid de opoziție, nu putem vorbi despre instituția statului, președinția, în opoziție față de statul Republica Moldova. De aceea eu cred că vor mai fi colaborări, pentru că a fost o colaborare, a fost o coabitare între propunerea democraților și propunerea președinției. Am avut aceeași colaborare atunci când s-a analizat
numirea ambasadorilor, cu privire la numirea ambasadorului în Belorusia, cu numirea ambasadorului în Federația Rusă și a alți ambasadori. Eu cred și sunt ferm convins că colaborarea între instituțiile statului este absolut necesară pentru a nu da posibilitatea ca cei care aduc valoare adăugată riscului de țară să prevaleze. Iar dacă nu va fi, accentuez, nu va fi un accent, un aviz pozitiv din partea Comisiei de la Veneție, cei ce eu nu cred niciodată, pentru că platforma parlamentară a arătat un consens, un consens major. Și ca să vă spun, multe din partidele cele care acum se pronunță împotriva unui nominalului, împotriva votului mix, cereau în Piața Marii Adunării Naționale votul nominal, votul mix, și au și în statut și în program aceste prevederi. Eu cred că instituțiile statului trebuie să colaboreze ca efectele politicului să aducă plus de valoare adăugată întregii societăți. Dar dacă va fi un aviz negativ, pentru că știm cum se face lobby la Bruxelles, la Strasburg, în altă parte, au de pierdut tocmai cei care vor face lobby împotriva Republicii Moldova. De ce? Pentru că cetățeanul își dorește schimbarea sistemului de vot. Iar el va taxa partidele care s-au opus acestui proces. Și această taxare va fi dură. Însă, eu cred că avizul de la Comisia de la Veneția este un aviz cu caracter recomandare. Eu nu sădesc un copac, nu cresc un copil cu avizul Comisiei de la Veneția. Domnul Bolea, spuneați și la începutul acestei emisiuni despre includerea pe ordinea de zi. Țineam de la bun început să vă întreb, de ce această grabă din partea celor care au inclus, fără a, până la urmă, a colabora cu dumneavoastră? Probabil că totul a fost legat de acea vizită a experților Comisiei de la Veneția în ziua de poimâne. Dar nu știu, posibil... Dar vizita domnului președinte în Parlament. Vizita domnului președinte în Parlament, da, a fost... Da, domnia sa personală a spus că a fost și a făcut lobby pentru proiectul decizii și văd că vei schimbați. Președintele a fost... Noi am solicitat o pauză să ne întâlnim cu președintele, să vedem care este situația. Președintele a informat că toată ziua, necătând la faptul că erau oaspeți, da, premierul Turciei, prințul de Monaco, a stat practic o zi întreagă la telefon, a mai vorbit și cu oficialii europeni în acest sens. Adică ne-a informat despre situația și despre acel pressing care se exercită asupra democraților, inclusiv din Europa. Nu înseamnă că o să fie un aviz asta... pozitiv. Domnilor invitați... Pentru ca să nu fie implementat votul uninominal. Da. Vă rog, dat. Votul uninominal va fi implementat ca și în condițiile când se strânge roada, când se va coace. Domnule Grău, domnule Bolea, eu vă mulțumesc pentru participarea la această emisiune și pentru explicațiile pe care le-ați oferit telespectatorilor. Vă mai așteptăm și cu alte ocazii pentru a oferi viziunea dumneavoastră celor care ne vizionează. Stimați telespectatori, a fost Reflector Analytics. Sunt Vlad Madan, vă mulțumesc pentru atenție. În numele întregii echipe, vă mulțumesc și vă aștept alături de noi.